Cuvântul Domnului este din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, primele 8 versete. Ioan 12, primele 8 versete. Suntem, așa cum spune textul, cu 6 zile înainte de Paște. Iată ce citim aici. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Acesta este cuvântul Domnului și Domnul să ne cerceteze prin el și să plecăm de aici mai bun de cum am venit. Astăzi vom învăța cum să iubești neobișnuit. Și de aceea avem nevoie de călăuzirea, de prezența Duhului și Domnul să ne asculte. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt cu voi aici și fiind prima oară după ce ați renovat, îmi dau seama de jertfa pe care ați depus-o să înfrumusețați acest sanctuar, această casă Domnului. Vă felicit și Domnul să se slăvească și prin lucrarea voastră și în locul acesta. Fiecare generație are de făcut ceva. Toți adăugăm ceva, înaintăm, împărăția crește. De aceea, pentru cei care v-ați investit aici, generația voastră, primiți toate aprecierile. Domnul nu uită. Domnul binecuvintează. Vă aduc salutări din Banat, unde locuiesc împreună cu soția mea, lângă Timișoara, și de asemenea Biserica Golgota și de asemenea salutări din partea colegilor profesori. Obișnuiesc să fac lucrul acesta, să aduc saluturile ca să știți că suntem câțiva, că suntem împreună, că formăm un trup al lui Hristos, o comunitate și avem nevoie unii de alții. Astăzi aș vrea să vorbesc din Ioan 12, primele versete, despre o dragoste neobișnuită. Acest pasaj e diferit de altele. Este ceva neobișnuit în el. Ați sesizat când am citit. Este ceva, adică, excentric aproape, extravagant, paradoxal. Și Iisus face ceva neobișnuit și Maria face ceva neobișnuit. Să știți că eu sunt creștin și pentru că m-a atras neobișnuitul din creștinism.
că sunt și alte religii cu ofertele lor, dar sunt ușor de intuit, bănuit, însă la Hristos, la apostoli, general, găsești ceva ce te atrage, pentru că apare paradoxal, șocant chiar. Vă dau câteva exemple. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune în Matei 5 că dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Cu alte cuvinte, Iisus așteaptă de la noi să facem lucruri neobișnuite, neașteptate. Pentru că dacă numai pe noi ne iubim care suntem aici, nu este nimic neobișnuit, e natural. Dar, spune Iisus, dacă iubiți pe dușmanii voștri, aceasta e neobișnuit. Nimeni n-a mai spus așa ceva. În loc să răspunzi cu blestem la blestemul dușmanului, tu să-l binecuvintezi. Asta este neobișnuit. Domnul Iisus Hristos a spus de asemenea că cine vrea să conducă, trebuie să slujească. Asta este neobișnuit. Îi spune lui Toma după înviere că e mai bine dacă nu vezi ca să poți crede. Deci chiar dacă nu vezi trebuie să crezi. Asta este neobișnuit, șocant. Pavel le scrie corintenilor că înțelepciunea lumii a fost aproape ridiculizată de nebunia crucii. Nici evrei, nici greci nu înțelegeau paradoxul acesta. Cum adică să crezi într-un mântuitor, într-un eliberator care s-a lăsat răstignit pentru tine? Și alte asemenea paradoxuri formează, dacă vreți, elementul tainic din creștinism. Și de aceea sunt creștin. Pentru că nu-mi pot explica totul și nici nu vreau să-mi explic. În credință trebuie să existe totdeauna o zonă a tainicului. Și trebuie să o păstrăm, chiar la închinare. Noi organizăm, ne pregătim, dar trebuie totdeauna să fim pregătiți, să fim surprinși de Duhul lui Dumnezeu. Da. Eu sper că ești pregătit să fii surprins și de predica aceasta. Pentru că va fi ceva mai neobișnuit. Suntem la finalul lucrării publice a Domnului nostru Iisus. Ioan plasează acest moment înainte de intrarea lui Iisus în Ierusalim, dar Marcu îl pune după. Probabil că Ioan a vrut să sublinieze în acest fel că cel care urma să intre în Ierusalim ca un rege a fost deja uns prin acest gest al Mariei, mirul turnat pe trupul lui Iisus, pregătit pentru îngropare, foarte profund. Observați în text contrastele, paradoxurile. În mod intenționat, cred că Ioan face asta, pune în contrast profeția lui Caiafa și profeția Mariei.
pune în contrast dăruirea Mariei și lăcomia lui Iuda. Pune în contrast un Lazar scos din mormânt care stă la masă în timp ce Iisus era pregătit pentru înmormântare. Așa este un simț mistic aproape. Mistica nu-i totdeauna rea. Mistica este zona unde recunoști că există misterul, inexplicabilul. În acest sens, mistica e bună, pentru că arată limitările noastre. Și aici găsim elementul acesta ritualic, un spațiu tainic, da? Vine cina, Iisus ia masa împreună cu această familie și cu alții. Știți că familia e formată din două surori, Marta, cea mai mare, patroana casei, Maria, și Lazar. Probabil că cina a fost dată în onoarea lui Iisus, care i-a vizitat rar. Poate și pentru că Lazar tocmai a fost înviat din morți. Și vorba, observația cuiva, este singura cină unde stau la masă doi înviați. De ce s-a dus Iisus la cina aceasta? Nu cred că s-a dus să-i spună, să-l întrebe pe Lazar, Lazare, cum e să fii înviat? Deși ar fi fost interesant să știm dialogul dintre cei doi. Dar accentul nu cade pe Lazar, ați observat, ci cade pe Maria, care face un gest neobișnuit, o reacție față, o reacție de gratitudine, de mulțumire pentru Iisus. Poate pentru că l-a înviat pe fratele ei, sau poate este mai mult de atât. Înclin spre a doua variantă, pentru că gestul în sine e atât de radical, încât trebuie să găsim semnificația undeva mai adânc, să săpăm mai adânc în text. Când mă gândesc că Iuda era și el prezent acolo, Biblia îl numește hoț, da. Maria, pentru Iuda, face ceva irațional, aparent. Să cheltuiești o avere, practic. Mirul acela era foarte valoros. Unii spun, comentatori, că a fost toate economiile ei de o viață. Să cheltuiești tu mirul acela pentru un gest, dar era un gest de dragoste adâncă, inexplicabilă. Chiar când o vezi în acțiune, nu percutezi din prima. Pentru că, așa cum spunea cineva, inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le pricepe. De aceea Iuda intervine iritat, în sfârșit, ochii lui erau pe bani, nu erau pe gestul în sine, n-a înțeles nimic, era un blocaj rațional. Gestul Mariei arată, sigur, o dimensiune personală, ea face din proprie inițiativă acest gest de a sparge un vas de parfum și să toarne acest parfum pe trupul lui Iisus. Maria nu mai era concentrată pe masă, pe părtășie, pe întrebări. Era acolo să facă ceva neobișnuit pentru Domnul ei. De aceea a călcat o seamă de reguli, de cutume. Să stai la picioarele unui bărbat, la evrei, nu prea se potrivea, să te despletești în public, de asemenea, să ștergi picioarele unui bărbat cu părul capului, neobișnuit, iar mai târziu să spargi un vas de parfum. Dar ei nu i-a păsat de critici, de imagine, a făcut totul spontan din dragoste.
Și când iubești cu adevărat, faci lucruri neobișnuite, șocante, chiar și pentru celălalt. Nu vreau să vă dau exemple acum din viața mea. Dar știți cum mă gândeam că dacă credința mea nu mă face să fac lucruri care nu au sens pentru ceilalți, poate că îmi trăiesc credința prea prudent, prea controlat. Și există momente în viață în care nu trebuie să te controlezi neapărat, să calculezi. E ca și gestul unui îndrăgostit, nu? Pregătindu-mă, am amintit de un sportiv pe nume Carlos Rogers, un basketbalist din Statele Unite, cu ani în urmă, sora lui era bolnavă și putea fi salvată doar dacă cineva dona un rinichi compatibil. Și medici au găsit că el, sportivul acesta care era în vârful carierei, era compatibil cu sora și rinichiul și i-au propus. Dar își dădea seama el că dacă renunță la un rinichi, renunță la carieră de sportiv. Și a fost de acord. Și medicii au luat un rinichi de la el și l-au dăruit sorei ei. Cu toate acestea, sora lui a murit. Dar toate ziarele de sport din anul acela l-au desemnat pe Carlos Rogers, cel mai altruist om și sportiv din America. Aceasta este dragoste. Maria a făcut acest gest, eu așa îl interpretez, pentru că a făcut-o din dragoste pentru Domnul Hristos. Sigur că exista și un element profetic acolo, ungerea ca act ritualic, pentru că ungerea se făcea de obicei pentru regi, pentru profeți, pentru preoți. Și Maria a făcut asta. Ce am putea învăța noi din acest gest astăzi? În primul rând, dragostea neobișnuită n-a fost doar la Maria, a fost și la Iisus. Eu când mă uit la acest pasaj, îl văd în centru pe Domnul Iisus întâi. Ce a fost neobișnuit în dragostea Domnului Hristos? Știți ce era neobișnuit? Să alegi să mori din dragoste pentru celălalt. Iisus știa că se duce la moarte și nu s-a oprit, n-a renunțat. Știa că urma să fie batjocorit. Le-a spus-o ucenicilor de câteva ori, i-a pregătit. El și-a anticipat moartea violentă. Și Ioan insistă în mai multe texte, nu pot să parcurg pe toate, dar insistă că Iisus Hristos știa că merge la moarte. Deci moartea lui Iisus n-a fost un accident, ci a fost benevolă, da? Premeditată, dar era subordonată voii Tatălui. De aceea spunea el, îmi dau viața, nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Iisus, rețineți vă rog că am intrat deja în săptămâna mare când medităm la jertfa lui Hristos, nu vă uitați la Iisus ca la o victimă. Iisus nu a fost o victimă tragică. A fost tot timpul în control total al evenimentelor, patimilor și morții lui. Cu toate anticipările
profețiile, semnele că El va muri. Iisus a ales să moară pentru noi. N-a fost un accident, n-a fost o victimă. El a ales să-și dea viața pentru noi. Asta este dragoste neobișnuită, extravagantă. Să dai mai mult decât se așteaptă ceilalți și decât este necesar. Neobișnuit, știți ce este la Hristos? Că ne-a iubit până la capăt, spune Ioan, puțin mai încolo. Ungerea cu mir a fost doar un preludiu la moartea Lui. Iisus intră în Ierusalim ca regele uns pentru înmormântare și apoi destinat pentru înălțare și prin suferința morții. Așa este prezentat Hristos. Este și o undă de bucurie, de vest, așa, în text, nu contest, dar mereu suntem atenționați de evangheliști că acolo era un element dramatic. Suferința era prezentată pe lângă bucurie. Cam asta e și viața noastră, nu-i așa? Și Iisus Hristos a decis să se ducă să moară pe cruce pentru noi. Asta este dragoste. Iisus era pe cruce, vă amintiți? Că l-au batjocorit și cam toți îi spuneau același lucru. Știți? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, mântuiește-te pe tine. Și vă întreb eu, s-ar fi putut da Iisus jos de pe cruce? Da, nicio problemă. Dar de ce n-a făcut-o? Pentru că dragostea nu se dă jos de pe cruce. Dragostea iubește până la capăt. Noi suntem aici datorită acestei dragoste neobișnuite. Slavă Domnului pentru asta. Mă întorc la Maria, că și ea a arătat o dragoste neobișnuită și asta e elementul practic cu care aș vrea să plecăm spre casele noastre. Maria zic că a spart un vas cu un parfum foarte scump, de nard curat. Gestul ei a șocat prin mai multe lucruri, de exemplu, numai robul trebuia să spele picioarele musafirilor. Ea face lucrul acesta neobișnuit. Iisus nu oprește. Asta este aproape uimitor, că de obicei gesturile acestea nu se acceptau. Dar Iisus nu o oprește. Parcă aștepta acest moment. Unii n-au înțeles gestul ei, cum a fost Iuda care credea că e o risipă. Pentru că, vedeți, ori de câte ori îți exprimi dragostea într-un mod neobișnuit, apar și criticii, care nu înțeleg nimic. Pentru că numai cei care sunt în relație înțeleg gestul, semnificația. Alții, mă gândesc că au acuzat-o pe Maria de lipsă de înțelepciune, cum să arunce atâta bogăție pe un singur om. Alții probabil credeau că este un gest de irresponsabilitate. Câte se puteau face cu banii aceia? Dar erau economiile ei, era vasul ei, moștenirea ei, putea să facă ce dorea cu ea. Și Maria a ales la rândul ei să facă acest gest de dragoste. Toate gesturile noastre de iubire, că iubirea înseamnă acțiune, iubirea e verb, iubirea nu poate fi așa selectată doar ca un sentiment oarecare. Adevărata iubire acționează. Maria, zic, a iubit acționând, făcând ceva, arătându-și dragostea pentru Hristos. Și nimeni n-ar trebui să o judece și nici să ne judece pe noi pentru asta.
Iisus acceptă darul Mariei. Această formă de dragoste întotdeauna cere un preț. Costă. Și noi, uitați-vă, putem cheltui bani așa pe nimicuri. Sau poți să cheltuiești bani pentru ceva semnificativ, pentru cineva pe care îl iubești. Poate că săptămâna asta ar trebui să vă gândiți. Sigur, există manifestări care în aparență nu se justifică, dar ele sunt exprimarea unor sentimente deosebite. Mă gândeam la mamele care își sărută copiii cu atâta pasiune încât uneori le produc durere. Se poartă aproape ridicol, ce să mai zic de bunici, da? Că eu sunt. Dar toți știm că e manifestarea unei dragoste autentice de mamă sau de bunic. O poți condamna? Nu. De aceea Iisus se uită la gestul neobișnuit, extravagant, excentric al Mariei și acceptă. Consideră, așa cum spune Domnul, că a făcut un lucru bun. Ea n-a ținut cont de preț pentru că avea o dragoste neprețuită pentru Iisus. Și într-o o astfel de dragoste nu poți vorbi despre risipă. Indiferent câte costă uneori. Contrastul cu Iuda este evident. Am citit despre cineva în Evul Mediu, un mistic creștin, și-a imaginat că atunci când Maria a turnat parfumul pe capul Iisus și apoi pe hainele lui, mirosul parfumului s-a imprimat puternic în haine și în trup. Și când Hristos era pe cruce și sângele îi curgea pe trup, dar se împletea cu mirosul parfumului. O împletire de mirosuri, de sânge și parfum, care spune că suferința era compensată de dragoste. Mă gândeam la mine, ce gest neobișnuit am făcut pentru Iisus în viața mea. Iisus apreciază, nu respinge gesturile acestea și le binecuvintează. Am avut o studentă cu ani în urmă foarte bună și care a ajuns misionară prin Filipine. Nu s-a căsătorit, nici acum nu știu dacă e căsătorită de 10 ani, dar spunea că era mai tânără și vedea avioanele cum zboară pe cer, a auzit o predică despre oameni care nu-L cunosc pe Hristos și a zis, Doamne, dacă mă ajuți, eu vreau să zbor așa cu un avion din ăsta, acolo unde Evanghelia nu s-a vestit și vreau să ajung acolo. Și ani de zile, la asta s-a gândit, s-a pregătit, a făcut școală de teologie, de misiune, că trebuie să fii pregătit pentru așa ceva și s-a dus acolo. Odată a venit la biserica pe care o păstoream și ne-a povestit ce a trăit acolo, ce s-a întâmplat. Era atât de fericită, atât de împlinită. A făcut ceva neobișnuit. Și Hristos a binecuvântat-o. Am citit despre un tânăr de 16 ani pe nume William Borden. S-a predat Domnului, apoi a intrat într-un grup de rugăciune și studiu biblic împreună cu alți tineri. A ajuns la facultate. Când a ajuns la facultate, a strâns tinerii pentru rugăciune și studiu biblic. Asta era pasiunea lui.
Și lucrarea lui s-a răspândit foarte repede în campul în campusul University Yale, cândva era o universitate creștină. Și la sfârșitul primului an, vorbim de începutul secolului 20, întâlnirea de rugăciune și studiu număra 150 de studenți. Când el a absolvit facultatea, studenții care se strângeau erau peste 1000. Era o mișcare, un singur student, un băiat dăruit Domnului, s-a investit, a terminat studiile și a plecat misionar în China. Pe drum s-a îmbolnăvit de meningită și a murit. Și în Biblia lui s-au găsit 3 expresii pe un bilețel, era practic scrise în interiorul Bibliei. Fără rezerve, fără retrageri, fără regrete. Acestea au fost cuvintele călăuzitoare. Credeți că viața lui a fost o risipă? Nu! A fost o investiție în planul lui Dumnezeu. Pentru că după moartea lui William Borden, mulți studenți, ca urmare a exemplului acestui student, s-au decis să slujească pe Domnul prin a-i conduce pe alții la mântuire. Frați și surori, dragi creștini, relația cu Hristos trebuie să te coste. Tu trebuie să iei inițiativa să faci ceva frumos pentru Hristos. A trăi doar din inerție, că așa ai moștenit, că așa fac ceilalți, e prea puțin. E prea puțin. Eu cred că Domnul Hristos așteaptă să facem lucruri neobișnuite, semne ale dragostei pentru El. Așa cum au făcut-o apostolii, care s-au dus în toată lumea și toți se pare că au murit martiri de dragul lui Hristos. Hristos, pe undeva, să știți că așteaptă acest lucru. Pentru asta trebuie curaj. Maria a avut curaj să stea la picioarele Domnului, să facă gestul acesta în fața celorlalți, în fața criticilor. Dincolo însă de gesturi, de daruri, stă motivația din inimă. Și în viață Dumnezeu îți deschide oportunități și a doua oară nu mai apar. Dumnezeu îți trimite oameni sau uși deschise pentru lucrare, pentru investiție, pentru a face ceva frumos pentru alții, pentru a te investi. Mie îmi pare rău că în viață au fost astfel de oportunități pe care eu le-am ratat. Îmi pare rău că puteam să fac mai multe lucrări pentru Domnul, să mă investesc mai mult, să ajut pe alții. A doua oară ocaziile n-au mai venit. Mă gândeam la Zacheu. Era mai marele vameșilor, da? VIP, sus de tot. Aude că trece Iisus din Nazaret pe acolo și face un gest neobișnuit. Deci un om de calibrul lui în societate să se urce într-un copac doar ca să-L vadă pe Domnul Hristos trecând. Iisus știa, îl știa, se oprește în dreptul lui și spune pe nume, Zacheu. De unde știa cum îl cheamă? De unde știa? Dar Iisus parcă l-aștepta. Unele întâlniri ale noastre cu Dumnezeu sunt inexplicabile atunci când se întâmplă. Le înțelegi doar retrospectiv. Doar retrospectiv. Și Hristos apreciază gestul lui Zacheu și se autoinvită în casa lui. Că așa se face uneori evangelizarea. Să te autoinviți, să mergi, faci gestul extravagant, neobișnuit și Hristos îl apreciază. Sau cu, vă amintiți de femeia cananită, care avea o fiică bolnavă.
vine la Iisus și cere ca să o asculte. Și Iisus o respinge de 3 ori. Matei 15. De 3 ori Iisus o respinge pe această femeie și ucenicii vreau să scape de ea. Iisus spune, nu așa, nu acum, nu-i pentru tine. Și femeia aceasta insistă. E aproape jenant. Când ai fost refuzată odată de 2 ori, de 3 ori, tu să stai acolo. De ce? Pentru că nu era pentru ea. Ea dorea ca fiica ei să fie vindecată. Și atunci Iisus spune câteva cuvinte excepționale. Da? Vă amintiți? Mare este credința ta. Pentru că credința mare este când ai puțin și îndrăznești mult. Credința mică este când ai mult, dar îndrăznești foarte puțin. De aceea Iisus, când vede credința ei, persistența, stăruința ei, nici măcar nu se duce acasă la ea să pună mâna peste fetiță, să facă ceva ritual, să fie vindecată, ci de la distanță, wireless, o vindecă pe fetița aceasta și apreciază ce? O credință neobișnuită, excentrică aproape. Deci Iisus, Domnul nostru, nu este deranjat uneori de aceste inițiative ale noastre, de curajul nostru uneori, care, din păcate, de prea puține ori lucrează. Și credeți, oamenii așteaptă de la noi. Ei știu că este ceva neobișnuit, nu? Așa ar trebui să fie. Și așteaptă, de aceea ne taxează. Ori de câte ori noi facem ceva greșit, imoral, să zicem, sau ilegal, da? Ei imediat știu, te taxează, voi n-ar fi trebuit să faceți asta, știm cine sunteți. E normal să fie așa, e corect să fie așa. Ei, spune Pavel la un moment dat, că noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Exact așa, cuvântul acolo este teatron, deci este ca la un teatru, deci se uită oameni la voi, și cerul și ceilalți. Cum vă purtați, cum trăiți? Un predicator pe nume Tony Campolo a povestit într-o carte despre un băiat evreu care a supraviețuit unei situații limită. Naziștii i-au împușcat pe toți evrei dintr-un sat și părinții lui, ai băiatului, au fost aliniați cu alții. Băiatul a fost și el adus cu părinții și înainte de a fi împușcați, trebuiau să-și sape propriile gropi. Și gropile nu erau foarte adânci și printr-un miracol, când au fost împușcați toți de acolo, toți evreii, copilul acesta n-a fost lovit de glonți, dar a căzut împreună cu părinții și a căzut în groapă. Și a fost suficient de inteligent să se prefacă mort și a rămas acolo îngropat lângă părinții lui. Noaptea s-a sculat, era plin de noroi și de sângele părinților lui. S-a sculat, nu mai era nimeni și a căutat un adăpost. S-a dus la prima casă din sat, dar l-au recunoscut că e copil de evrei și nu i-au deschis. Și tot așa, nimeni n-a vrut să-i deschidă de frică. Și într-un final, băiatului acesta de evreu i-a venit o idee, cum le vin evreilor uneori, a bătut la ușă de familie creștină și când gazda, femeia, a întrebat cine este, el a răspuns, nu mă recunoști? Eu sunt Iisus, pe care voi spuneți că-L iubiți.
Femeia aceea a izbucnit în lacrimi, l-a primit pe băiat înăuntru, l-a îmbrățișat și l-a adoptat. Ideea acestei ilustrații este că Iisus așteaptă să îl recunoști ca Domn. Iisus așteaptă să faci ceva neobișnuit pentru el și ceilalți să știe lucrul acesta. Și mă întreb dacă știu ei că tu ești diferit, ești neobișnuit, ești altfel. De cât timp n-ai mai primit o astfel de apreciere? Tu ești deosebit. Cunosc că am avut un student care a lucrat la un patron creștin, un frate pentecostal, businessman din altă parte a țării. Acest Dan îl cheamă, nu era credincios evanghelic, nu era interesat de biserică, Biblie, da, de unde. Dar și-a urmărit șeful pe acest creștin. 2 ani de zile l-a urmărit, cum se poartă, ce face. Și după 2 ani de zile s-a dus în birou la el, erau deja prieteni și a spus, auzi, tu știi că de 2 ani eu te urmăresc. Cum te porți? Cum vorbești cu oamenii? Am văzut că tu ești deosebit. Tu nu înjuri, tu nu te răzbuni, tu gratulezi, tu ajuți pe oameni. Ceva, zice, e neobișnuit cu tine. Și atunci fratele nostru îi spune, eu sunt creștin, așa, mă duc la biserică, așa, vreau să mă duc cu tine, a zis el. Și s-a dus. Și acolo a rămas. Și apoi a venit și soția lui și a rămas și soția și i-am întâlnit de câteva ori. Sunt implicați, era diacon la un moment dat în biserică și minunat să vadă ceva în tine, oamenii, că ești altfel. Aceste gesturi de dragoste pentru Domnul nostru, că îl slujești, că te dăruiești lui, că îi ajuți pe cei care sunt al lui Hristos, că susții misiunea, că susții sau vizitezi bolnavii, sunt tot felul de lucruri frumoase, gesturi de dragoste în numele lui Hristos și pentru Hristos. Ele vor fi pomenite de Iisus. Așa spune textul acesta în varianta din Matei și Marcu, că oriunde se va predica această evanghelie, va fi pomenită și femeia aceasta ce a făcut. A fost un gest și profetic și de gratitudine și Iisus și-a amintit de ea. Și uitați că noi vorbim despre femeia aceasta și gestul ei astăzi, după 2000 de ani. Sunt anumite gesturi, lucrări pe care noi le facem pentru Hristos și ele nu se șterg. Ele vor fi pomenite. Oamenii te pot uita, dar nu Dumnezeu. În Evrei 6:10 citim expresia aceasta foarte frumoasă. Evrei 6:10, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care o arătați pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Da, Dumnezeu nu uită. Uită oamenii poate, dar nu Dumnezeu. Un misionar pe nume Henry Morrison, care a fost 40 de ani misionar în Africa, s-a întors acasă, așa era regula, și pe drum, pe vapor, discutau, oare își va aminti cineva de noi după atâția ani? Și când au ajuns aproape de America, portul New York, au observat o mulțime de oameni cu pancarte, cu baloane, colorați, și credeau că e pentru ei. De fapt, oamenii s-au strâns pentru președintele Roosevelt, care se întorcea de la vânătoare. Și dezamăgit, au tras la un hotel și el medita. Vezi, dragă, nimeni nu ne-a primit când am ajuns acasă. La care soția a răspuns, dragul meu, nu uita că încă nu ai ajuns acasă.
Există altcineva care va aprecia lucrarea ta, nu oamenii. Acest mesaj a fost pentru noi, cu câteva lecții clare. Adevărata dragoste uneori nu poate fi explicată, ci doar observată. Și dacă ne exprimăm uneori dragostea pentru Hristos, nu toți ne vor înțelege. Dragostea pentru El comportă anumite riscuri, da? Ca să îi demonstrez că îl iubim. Sunt momente când trebuie să acționăm, chiar dacă nu ne însoțește nimeni, să nu-i criticăm pe cei care își exprimă dragostea pentru Domnul în mod diferit de cum o facem noi. Și să nu dai înapoi când vrei să-ți arăți dragostea pentru Domnul Hristos. Iisus știe și te va pomeni. Întrebarea cu care aș vrea să mergem spre casă este: când a fost ultima oară când am spart un vas de dragul lui Iisus? Când am făcut, adică, ceva neobișnuit? Când am sacrificat, când am jertfit ceva pentru El, pentru lucrarea Lui? Nu este risipă, este gest de dragoste. Și când faci ceva deosebit, să știi că se va ști, așa ca parfumul care a pătruns în toată casa, așa și gestul tău de iubire se va cunoaște și va pătrunde. Și încă ceva, orice gest de dragoste pentru Domnul Hristos, pe care poate îl faci și altora în numele lui Hristos, este un act de închinare. Nimic nu se pierde, nu e risipă într-un act de închinare. Și diavolul urăște tipul ăsta de închinare neobișnuită. Trebuie să fii pregătit să spargi vasul. Și aceste sărbători sunt o ocazie foarte bună pentru tine să spargi vasul, să faci ceva neobișnuit pentru oameni, să le arăți dragostea neobișnuită, să-L cunoască pe Hristosul care domnește în tine. Pentru că asta facem, sărbătoarea nu e întâi pentru noi, este ca să îl evidențiem pe El. Noi ne închinăm, facem toate ca să scoatem în evidență cine e Domnul nostru. Aceste sărbători, ce-ar fi să le transform într-un gest neobișnuit? Să faci ce n-ai făcut niciodată, ca ceilalți să-L cunoască pe Domnul Hristos. Te va costa, merită, nu e o risipă, este o investiție pe termen lung și Hristos așteaptă și apreciază acest lucru și încă ceva, își va aminti de ce ai făcut tu. Asta vă doresc de aceste sărbători. Puneți-vă și imaginația la contribuție. Gândiți-vă, poate în familie, biserica. Surprindeți cu ceva de aceste sărbători. Ăsta e spiritul adus de gestul Mariei, acestui Hristos, Domnul nostru, care a murit pentru noi și a avut o dragoste necondiționată, care nu s-a dat jos de pe cruce, ce a rămas acolo pentru noi, acestui Hristos, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm cu întreaga adunare să mulțumim lui Dumnezeu. În această rugăciune, roagă-te Domnului să te inspire, să-ți dea idei ce să faci neobișnuit pentru El în săptămâna în care vom intra. Roagă-te Domnului pentru aceasta, lasă celelalte deoparte și cere Domnului să-ți dea descoperire, lumină. Haideți să intrăm toți într-un timp de rugăciune.